Luna iulie acestui an va începe cu Festivalul Internațional al Șahului în Școală, unde sute de participanți se vor duela în cel mai aprig sport al minții. Având susținerea necondiționată din partea președintelui Consiliului Județean Mehe Dinți, Aladin Georgescu, cei mai buni jucători de șah din județul nostru ne vor reprezenta la această competiție. Pentru jucătorii de șah din județul Mehe Dinți, luna iulie nu va începe cu o excursie la mare, ci cu una la Ploiești, acolo unde se va desfășura Festivalul Internațional al Șahului în Școală. Două echipe de șah din județul nostru vor participa la această competiție, sub atenta coordonare a profesorului Daniel Moți. Echipele vor fi alcătuite din două fete și doi băieți, aparținând Colegiului Național Pedagogic Ștefana Dobleja și Școlii Generale numărul 14 din Drobeta Turnu Severin. Aceștia se bucură de susținerea autorităților județene, președintele Consiliului Județean Mehe Dinți, Aladin Georgescu, susținând întotdeauna latura educațională. Deplasarea copiilor este sprijinită și susținută de Consiliul Județean Mehe Dinți, care a susținut și susține copiii aparținând Clubului Sportiv Educație prin Șah din Drobeta Turnu Severin. Săptămâna viitoare se va desfășura la Ploiești un festival internațional al șahului în școală, iar județul Mehe Dinți va fi reprezentat de două echipe, care la rândul lor reprezintă Colegiul Național Pedagogic și Școala Generală numărul 14, compuse din două fete și doi băieți, sub îndrumarea profesorului coordonator Daniel Moți. Așa cum am obișnuit, Consiliul Județean Mehe Dinți susține activitățile sportive, susținem și această activitate. Urez mult succes copiilor noștri și sunt convins că ne vor reprezenta cu cinste la acest festival al șahului. Acesta este un festival nou, dar într-adevăr este un lucru foarte bun. Sprijinim cu tot ceea ce ține de noi dezvoltarea șahului în școli. La start s-au adunat 100 de echipe din toate colțurile lumii. Șahul poate ajuta la îmbunătățirea abilităților de luare a deciziilor și la dezvoltarea capacității de a gândi în mod logic și abstract. De asemenea, poate îmbunătăți abilitățile sociale, cum ar fi capacitatea de a coopera și de a comunica cu alții.